Răzvan, pe 2 octombrie începe a doua ediție a turneului național Vă place Bach. Eu am văzut comunicatul despre eveniment și am văzut că sunt 10 orașe. O să ai doi invitați speciali, dar mi-ai zis tu numai la București, numai la ultimul, la concertul care încheie turneul. Da. Povestește-mi tu. Da. Hai să pornim de la, exact de la 2 octombrie. De fapt, activitățile vor porni pe 1 octombrie. Pe 1 octombrie o să facem un flash mob la Julius Mall din Iași ca să promovăm turneul de începerea turneului de pe data de 2 octombrie. Prima locație fiind Filarmonica Ieșeană, Filarmonica, sala Filarmonicii Moldova din Iași. Este vorba de turneul Vă place Bach. Și, bineînțeles, este o întrebare dacă vă place Bach. Sper să le placă tuturor. Avem 9 orașe de suite pentru violoncel solo de Johann Sebastian Bach, acompaniate vizual de un concept multimedia realizat de un prieten foarte bun, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Vadim Staver. Acest concept multimedia practic încearcă să îmbrace vizual o muzică de durată destul de îndelungată. Concertul va avea în jur de o oră și 40 de minute plus pauză și pentru a avea puțină diversitate, așa, nu doar un one-man show, Vadim a venit cu o anumită imagine de susținere în spate. Practic a pus muzica respectivă, a relaționat muzica lui Bach cu artele momentului respectiv, momentului secolului XVIII, arhitectură, dans și mai sunt câteva idei foarte năstrușnice, de exemplu, violonceliștii care m-au influențat pe mine, violonceliștii care au influențat aceste suite de Bach, l-au scos la iveală și alte multe surprize. Am văzut că printre surprize se numără și un violoncel de colecție. Da, am șansa de a fi primit nu pot să-i spun în custodie, în mâini. Un violoncel de epocă, din 1849, fabricat în 1849 de luthierul Adolf Mocotel. Este un violoncel foarte special, mai ales prin faptul că a aparținut unui mare violoncelist care a influențat foarte mult suitele acestea pe care eu le voi cânta. A aparținut lui Pierre Fournier, acest violoncelist numindu-se așa. Unul dintre cei mai mari violonceliști francezi ai secolului 20. Mi-ai spus că turneul de acum este o reluare a turneului din primăvară, practic a doua ediție. Da, Vă place Bach. Este a doua ediție. Primele 9, vreau să fac bine de delimitare între primele 9 concerte, care sunt practic a doua ediție a turneului Vă place Bach, început în martie și am fost în alte 9 orașe atunci. Și ultimul concert pe care îl vom interpreta alături de doi foarte dragi muzicieni ai mei, Răzvan Popovici și Corin Chapel. Concert care va avea loc pe data de 7 noiembrie la Sala Radio, ora 19 din București. Acest Răzvan Popovici a apărut în viața mea acum vreo 6 ani și ne-am împrietenit foarte, foarte bine.
Între timp, el a dezvoltat un festival fără pereche în România, Festivalul Sonoro, și face lucruri extraordinare și ca muzician și ca organizator. Iar Corinne Chapelle este o violonistă care a cântat de foarte multe ori în Festivalul Sonoro, fiind un artist care a studiat la școli foarte, foarte importante, printre care se numără școala de la școala lui Yehudi Menuhin. A studiat chiar cu Yehudi Menuhin și este un muzician special. Sper să ne înțelegem foarte bine în această muzică de cameră, unde vom cânta pe data de 7 noiembrie variațiunile Goldberg într-un aranjament pentru trio de coarde, vioară, violoncel și violă. Aranjament făcut de Dimitri Sitkovetsky, un alt mare violonist. Ca să povestim puțin și despre tine, să înțelegem cum s-a ajuns aici, știu că ai studiat muzica încă de mic și ai spus într-un alt interviu că provii dintr-o familie în care toată lumea se ocupă de muzică. Da, de la 6 ani. Practic, violoncelul este un partener al vieții mele. De la vârsta de 6 ani, și mama mea fiind, bineînțeles, muzician, profesoară la liceu din Cluj, tatăl meu a fost contrabasist la Filarmonica din Cluj, iar fratele meu tot profesor la liceu din Cluj, la liceu de muzică din Cluj. Așa că m-a îmbrăcat așa o aură muzicală și vreau să spun că în acest periplu prin țară am norocul să reiau contactul cu anumite săli care pentru mine au fost foarte dragi. În primul rând, Filarmonica din Cluj a reluat locul la Casa Universitarilor, se numește Auditoriu Maximus. I-au pus așa un nume pompos, dar pentru mine este Casa Universitarilor. Și este o sală în care practic eu am crescut, am asistat de foarte multe ori la repetiții, pentru că părinții mei n-aveau unde să mă lase singur acasă sau la altcineva. Mă duceau pur și simplu la repetiții și așteptam acolo. Am avut această șansă de a crește în jurul muzicii. Acest loc despre care vorbesc, Casa Universitarilor, a fost inaccesibil pentru filarmonică, pentru evenimentele filarmonicii clujene, până anul acesta, de acum 15 ani încoace. Și practic și-au reluat locul în acea sală. Practic voi regăsi Casa Universitarilor cu ochii unui tânăr, zic eu, de 35 de ani, după ce n-am mai fost acolo de 15 ani. Va fi o reîntâlnire foarte, foarte dragă. Și mai este un loc în care cu emoție mă gândesc. N-am mai cântat de foarte mult timp la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani. Acolo, bineînțeles, și filarmonica locală își avea activitatea și s-au mutat, bineînțeles, de acolo. Acum am organizat acest turneu cu gândul de a mă întoarce într-o sală pe care n-am mai văzut-o de foarte mult timp. Și bineînțeles, am încercat să găsesc și anumite locuri inedite. De exemplu, la Râmnicu Vâlcea, concertul va avea loc într-o salină. La Hunedoara, concertul va avea loc în Castelul Corvinilor, ceea ce este extraordinar, pentru că este locul poate cel mai potrivit din tot turneul. Și așa mai departe. În afară de asta, ai avut șansa să studiezi și afară, în afara țării, și am citit eu despre tine că ai în CV, să zicem așa,
în jur de 500 de recitaluri și concerte în afara țării. Da, asta e un CV foarte, foarte vechi. Nu neapărat, e vorba de 500 de concerte în total, nu neapărat în afara țării. Aș vrea să fac această mențiune. Cu siguranță am depășit 500 de concerte în toată cariera mea. Va trebui să-mi actualizez și biografia cu ocazia asta. Mulțumesc pentru informare. Da, am studiat în Boston pentru 2 ani de zile și la Longy School of Music. A fost o experiență fantastică și de acolo m-am întors și cu soția mea, Analia Selis, cu care organizăm, cu asociația căreia organizăm acest turneu. Este o echipă foarte, foarte solidă de organizatori și foarte profesioniști, mai ales ea. Pe lângă asta, dacă e vorba de, dacă tot am ajuns la organizatori, toată echipa este numeroasă pentru acest turneu. Cristina Bărbulescu, Augustin Niculescu ca și designer, Alexandru Ducu, Vadim Staver, mai sunt colaboratori foarte, foarte mulți. Da, ca și foarte important sunt de fapt și coorganizatorii, care sunt Radio România Muzical și ca și partenerii media principal Smile Media. Anul acesta turneul va fi susținut în majoritate din punct de vedere financiar de administrația Fondului Cultural Național și pe lângă asta avem niște sponsori foarte dragi, deja tradițional, BMW și Carol Park Hotel. Cam asta ar fi despre organizatori. Turneul despre care am vorbit se încheie pe 7 noiembrie. Știi ce alte proiecte urmează? Te-ai gândit la ce se va întâmpla după în cariera ta? Mă gândesc, de în fiecare zi mă gândesc la ce ar mai trebui să inventez ca să cresc în notorietate, eventual, dar nu urmăresc asta neapărat, ci urmăresc să aduc produse foarte bune, artistice și cred că nu e momentul să vorbim despre asta, sunt niște gânduri, doar nu este nimica concret. Mă gândesc la tot felul de aventuri artistice. Asta este adevărul. Da, aș mai vrea să zic un lucru foarte important, că de astăzi toți cei interesați pentru detalii ale turneului pot accesa un site www.razvansuma.com și avem și o pagină de Facebook care se numește Vă place Bach? O pagină pe care am activat și în turneul din martie, dar o resuscităm acum și sper să fie foarte, foarte accesată această pagină.